Să strigați, există apă, există apă, în pustietatea lumii există apă. Tu trebuie să dai de apă, tu trebuie să dai de apă, pentru că cel care este apă este Iisus Hristos. Să spunem toată adunarea, aleluia, aleluia. Ador să se încheie discuțiile astea de doi bani. Să intre fata ta în casă și m-a botezat Doamnă cu Duhul Sfânt în seara asta. Am spus și în Beclean. Și vă, suntem o generație de prieteni care ori de câte ori ne întâlnim, vorbim exact aceleași lucruri. Le-am învârtit de atâția ani aceleași lucruri, aceleași lucruri. Am strigat în biserică, trebuie să ne oprim! Dar nu o să mai vorbim despre Gherar, cât e de lat și cât e de frumos și cât e de înalt și pe unde am dat cu săgețele și am umblat noi și pe cine am iubit și am lovit și am făcut noi în viață. Trebuie să vorbim de ceva prezent. Nici măcar de tata nu mai trebuie să vorbim cu o săpat, cu o dres. Trebuie să vorbim de ceva de azi și să intre cineva să spună, astăzi vorbește Domnul, ia apă. Aleluia. Asta este grozav. De aceea vă rog să distupați fântânile astea. Ca bărbații și femeile să aibă înțelepciune, să sfătuiască, să dăm de lucruri adânci și să ne putem hrăni și binecuvânta din ele. Și apoi oamenii care sunt în preajma noastră vor recunoaște sau nu că Dumnezeu cu noi. Dacă nu recunosc, o să suferim puțin. Dacă recunosc, să nu-i luați în seamă prea tare ca să nu pătrundă mândria în voi. Și spuneți tot timpul, am dat de apă.